suntem la urgențe. Aici. Sunt aici. Suntem la pediatrie și așteptăm pe domnul doctor. N-am avut unde să oprim, am oprit la Târgu Mureș. Și de acolo a început durerea. Vor să interveneze pe Teo și... Am ajuns și în ziua în care trebuie să plecăm. Mergem către casă, dar vom reveni. În centură. Bună dimineața! Bună dimineața! Pregătite de drum? Lungate, da! Fetele s-au îndrăgostit de județul Bihor, de Salonta. Nu mai vor să plece, dar na, asta este, trebuie să ajungem și acasă, ne mai întoarcem, promitem că ne întoarcem aici. Acum s-o prind pe Vincenturi. Ariuca? Pe apă, singură. Așa, punem aici. Și gata, bebelușul e prins. Acum mami și la drum. Avem de parcurs undeva la 8 ore, dar adăugăm ora de pauză pe care o vom face la încărcarea mașinii. În Sovata. Deja e stabilit traseul. 8 ore dacă nu găsim numai tiruri și cisterne pe drum, să mergem cu 30 la oră. Da, să avem drum. Doamne ajută! Din păcate nu am mai ajuns la Sovata, a trebuit să ne oprim la Târgu Mureș. Vremea e cum se vede, plouă, fetele le-am lăsat peste drum, la un centru comercial. Mașina se încarcă cu 130 și ceva, 140 și ceva, 150 de kW. Așa că mă duc la fete să vedem ce facem 50 de minute. Sunt tot bine? Știi cum aia se vede? Ud bine. Plouă. Ce-ai pățit? Ai făcut duș? Eu am făcut duș protejându-vă pe voi. Cum? Mașina am lăsat-o la încărcat la o distanță de 100 de metri și ăsta e motivul pentru care sunt așa. Ari, papă! Acum terminăm de mântat. Tati deja a terminat și s-a dus să aducă mașina. Terminăm și noi și plecăm. Te adresez la Nic Moldova, nu mergem acasă. Din păcate. Ba, din fericire, Mara, acolo ne așteaptă noi aventuri. Ne continuăm călătoria. Bună, Elisa! Elisa a venit să facă poză cu fetele. Să mergem. Ia uite, Briara. Yeah! Împinge, Mara. Gata, am mâncat și plecă de la Târgu Mureș. Dar poate o să venim să stăm mai mult și să vizităm. Sau poate ne mutăm aici. Ce zici, Mara? Poate. Noi căutăm încă un loc în care să ne mutăm. Bună, cu cine ne-am întâlnit la Târgu Mureș? Cu? Alesia. Și? Sofia. Super! Încântate, fetelor, de cunoștință! Și bună! Bună! Am mai găsit o fană care o așteaptă pe Mara, cum te cheamă? Iulia. Iulia și are? 13 ani. Ce drăguț! Iulia te așteaptă să facă o poză cu tine și cunoștință cu tine. Din nefericire a trebuit să ne întoarcem din drum. Eram pe autostradă, nu am găsit un loc în care să oprim și Teo a trebuit să se țină foarte mult de treaba mică. Am ajuns până la urmă la mall, la Târgu Mureș. Am rezolvat problemele, numai că după aceea pe Teo a apucat o durere de burtă și de aceea mergem acum la spital. Aici intrarea. Suntem la urgențe. Aici. Aici suntem la spitalul meu județean din Odorfie, Secuiesc. Sperăm să fie bine, Teo. Suntem la pediatrie și așteptăm pe domnul doctor. Ești mai bine? Toate doar. Nu. N-am avut unde să oprim, am oprit la Târgu Mureș și de acolo a început durerea. Thank you.
comandă, doamna doctor. Deci mai bine acum. Nu. A intrat mami, sunt în clasă cu doamna doctor. Vor să interveneze pe Teo și eu zic că nu ar fi necesar. Are infecție urinară. Dar mai multe vă spune mami după ce vorbește cu doamna doctor. Teo are o infecție urinară, mi s-a recomandat internarea, dar nu avem de ce să stăm aici. Pentru că o putem trata acasă, mi-a dat rețetă, am aici rețetă. Și acum mergem. Și o să facem controlul de sperăm acum. Gata. E tot. Mergem către cazare. Nu ajungem acasă. Ne oprim la Slănic, Moldova. S-ar putea ca aceste analize să fie ușor modificate tocmai din cauza faptului că ea s-a ținut prea mult. Uh-huh. Și urina a stat mult în vezica ei, a avut timp să cauzeze anumite probleme. Așa că acum mergem la treaba noastră și când revenim la Bacău îi facem niște analize suplimentare. Ok. Poate facem și niște analize de sânge, un ecograf, ceva, nu? Așa vom proceda. Acum virați la stânga și ulterior, imediat, virați la stânga. Mergem. De ce o să ne ducem la Slănic Moldova? O să vă spună chiar mami. Pentru că suntem invitați de niște prieteni. Întâi o să mergem să mâncăm, iar apoi o să vă arătăm și vouă o locație super interesantă în Slănic Moldova. Acolo puteți să veniți și voi, dar întâi așteptați să o vedeți la noi. Poftă bună! Și cu fetele, salut Lorena. E iute și pe meniu mi se pare că nu scrie. Salut Larisa. Salut. Poftă bună. Salut Amalia. Te n-am văzut. Ospățul meu ciobănesc. Chiar ospăț. Am și hrib. Mara, ce e acolo? Sifon. Sau cum scrie în meniu? Apă cu bulbuci. Hai să vedem cum funcționează. Sus sau în jos? Apasă, hai. Tare. Așa. Fascinant. Și următoarea. Desertul? La grămadă. Au comandat toate deserturile din meniu și le gustă împreună. Am ajuns în Slănic Moldova la Casa Twins. Aici suntem. Ne întâmpină multă lumină și mult lemn. Fetelor, deja ați văzut? Da. Multă culoare și abia așteptăm să o vedem pe zi. Ne-a întâmpinat mirosul de lemne, de foc de lemne de acolo de sub ciubăr, pe care fetele abia așteaptă să-l testeze. Eu mă bag. Să vedem dacă avem cum. Și. E caldă? Da. Ia, bă, bună! E caldă. E rece. Pentru un ciubăr e mega rece. Hai, vrei să vezi apa? Da. S-a răcit un pic, dar poate fi încălzită. Wow, e caldă. Hop! Opa. Și acum haideți să vedem ce ne așteaptă în interior. Sunt două apartamente în oglindă. Ia să le vedeți și voi. Mama, mai vrem, eu vreau unul ăsta. Că să mi-e faină, mă ia așa capul. E la fel, sunt identice, dacă sunt în oglindă. Ia să vedem. Avem parte de o bucătărie complet utilată. În ambele apartamente, da. Deci două bucătării. E ideală pentru familii care vin împreună. Ia să se simtă bine, ia să pune-o. Se relaxeze. Ia pune-o. Avem scaune de bebeluș. Nou-nouț. Hai să vedem. Păi am crasat, e prima dată când se așează într-un scaun de bebeluș. Hai să-i punem centura. Și gadari. Ariana e asigurată. Acum mami poate să se relaxeze. Hai să vedem unde. Mici gând. Nu e posibil. Wow, întrebătoare cu tași. Dă-te. Locul meu aici. Aici? Nu spune picioarele. Twins. Jocuri de societate. Am înțeles că avem televizor, dar nu aici, cred că în living, cu Netflix. Smart. Vrea mâncare. Are mâncare și suc. Adu-i mâncare și suc. Hai că e rețet. Da, avem mâncare că e și suc. De aia din mâncare. Să vedem și celălalt apartament. Hai să vedem. Haide. E wow baia. E wow baia? Are wow. Are ideea cu tăsta, așa. Toate sunt așa, Teo. Ba nu, la... Nu se mișcă așa. Multe detalii. Chiuvete foarte interesante. Da. Fion. Aici ce? Șifoniere. Spații de depozitare. Și frigiderul unde să ne punem băuturile la rece. Oh, yeah. Avem apă, bere.
mustar. Ce să fac? Aperitive. Păi dacă îți faci grătar. Ia să vedem. Și aici avem gheață. Poate înghețată. Avem gheață și... Vin. Ia să văd. Următoarea cameră. Chiar vreți să veniți după mine? Da. Vreau să-l arăt așa. În oglindă, același lucru, bucătăria, masa, aici nu e scaun de bebeluș. La cerere poate fi adus și pat de bebeluș. Mocheta este moale. Extrem de moale. E foarte moale, da. E prima dată când întâlnesc mocheta așa moale. Vezi că te sună ce fain. Simt prin Adidas. Și eu simt. Avem și aer condiționat. Saltele tip relax. Canapeaua este extensibilă. Avem de desubt toate cele necesare. Tot matrimonial. Bucătăria și de aici este utilată. Și e utilată complet. Avem tacâmuri, farfurii, cratițe. N-am mai văzut. Aici. Wow, și strecurătoare și răzătoare. Putem găti. Da. Plită, cafetieră. Oh, n-ai cum căni. Și mașina de spălat vase. D-astea de... Coș jolly. Coș de gunoi, mai multe. D-astea la vetă. Cam tot de ce avem nevoie pentru a găti. Fără treabă. Da, tati, mulțumesc. Tati, dacă nu dorești să gătești aici, poți lua masa la oricare dintre restaurantele din stațiune. Așa cum am făcut noi în seara aceasta. Ciupărul ne așteaptă! Ușor, ușor, ușor. Nu mai știu ce faci acolo, cum. Temperatura e numai bună. Aici frige la mine. Vrem face să vedem câte grade sunt aici. Să începe de jos și bagă. Undeva la 36 de grade are apa. Relaxare plăcută, fetelor. Frige rău. Lemnele ard. Se face foc de sub. De aceea este așa fierbinte apa aici. A fost super. Acum urmează și tati. Toată lumea a plecat. Am rămas doar eu de atunci. Mai puțin? La Elisa și cu Viola. Așa. Și eu am plecat acum. Am rămas singura. E foarte adâncă. Wow. Apa e caldă tare. E chiar faină. Wow. Super. Avem și mașina la încărcat. Priza este foarte aproape de locul de parcare. Bună dimineață, va fi numai bună de drum. Bună dimineață, suntem a doua zi și urmărim pe Ari. Poftă bună, Ari! Fetele doar ce au mâncat și ele? Avem un suculeț de vârstei și mâncare. Super! Gata! De dimineață! La piscină! O, e clocotită! Apa e numai bună. Mami, hai și noi. Clocotită. Avem și băiețel. El este Florin. Salut, Florin. Bună. Bună. Bună, română. Florin vine din Anglia și deși e român, părinții vorbesc el în limba română. El vorbește numai în engleză. Uite, hai, Florin. L-am văzut și nu știam ce zice acum. Hai. Nu mai vorbește engleză. Hai. Opa. Și Briuca. Ioana, hai să vedem câte grade, tata. Și Larisa. Ce-ai făcut? Stai că nu se întâmplă nimic. Ce-i intrat și Amalia? Câți copii avem astăzi cu noi? 10. E Ioana, bună Ioana. Copiii se rușinează în fața camerei. Iar priveliștea este superbă. Acum pe timp de zi, vedeți și voi cât este de frumos aici. Cu Ioana și Florin am făcut deja, sunt frățiorii Andrei. Pe Lorena o știți? Da. Că s-a născut-o și pe Amalia aseară. Nu se mai despart fetele astea. Le-a fost dor una de alta. Ioana te așteaptă să apară pe vlog, așa Ioana? Și părinții în partea aceasta. Salut, salut.
familii numeroase, ce să mai zic. Da. Chiar că numeroase. Ne-am reunit cu toții aici la Casa Twins, unde puteți veni și voi alături de prietenii voștri. Briana, ce-ai pățit? M-am dat în piscină. Din capul în picioare. Hai, încă nu doar. Fetelor, o schimbăm pe Bri? Da, ne-am băgat și toate. Astea sunt de-alea care se uscă într-un minut. Hai, schimbă-te, Bri. Și mergem să mâncăm ceva în stațiune. Suntem alături de Andreea, proprietara casei, care ne va spune câteva cuvinte. Ce am uitat noi să spunem? Este o casă strict destinată doar pentru familii de prieteni, adică să se cunoască între ei, pentru că au totul comun aici. Apartamentele nu se închiriază separat, asta vrea să spună, da. Andreea? Iar pentru orice alte detalii ne găsiți pe www.casatwins.ro. Deci vă așteptăm la Casa Twins. Mulțumim, Andreea, pentru ceea ce ați creat venit la noi minunat și aici. Sper că v-ați simțit bine. Foarte bine. Încă ne simțim, mai stăm. Vrei să plecăm? Nu, glumea. Vă mai așteptăm, mai ales cu sutezele. Ia priviți ce peisaj frumos. Vă place? Mergem să mâncăm ceva la un restaurant. Puteam găti și aici, dar e mai comod așa, suntem obosiți. Încă nu ne-am revenit de la drumul de ieri. Ari, mănâncă, nu mai dă drumul la lingură. Uite, uite. Hai, stai, Ari, să-ți mai dau. De legie! Asta aici să-ți dau și cartuia mea. Ce bine arată! Cum se numește preparatul acesta? Tigaie picantă, dar a mea e nepicantă. 1, 2, 3, 5. Ia ține, ține înăuntru, ține înăuntru. Poftă bună! Mulțumesc! Și pentru mine! Un ursuleț seamănă cu Bălu din Mugli. Dar Bălu din Mugli e chiar afară. Seariuca! Am mâncat bine? Acum mergem la cazare. La Casa Twins. Cum? Bălu ursuleț. Asta e Bălu. 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 Bălu ursuleț. Ursulețul. Ursuleț. Și aleu. Ursuleț. Am venit la stranduri. Am venit la stranduri. Am venit la standuri. Produse tradiționale și mai puțin tradiționale. Să vedem ce găsim, ce-și doresc. Uite, eu am așa copii. Una prostioară. Asta e prostioară. Da, lasă-o jos. Ce e aia? Prostioară. Prostioară? Mami Longles. Mama mi-o iei că am avocat să am toată familia. Șarte. Da, ce? Mama sa. Șarpe. Ia, de la mine. Am terminat shoppingul, urmează pruncul. Caracatiță care o să punem în jacuzzi. Dar de fapt nu e așa, e aici. Aha, și Teo are asta. Și ia, uite-te în fața. Și la mine fața. Foarte tare. Și tu ți-ai luat tot de asta? Ia, să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. E colorată. Da. Greu. E foarte bine la jacuzzi. E mega cald. Stai, dar mai spori căldura, după ce că avea 40 de grade. Da, te uite că s-a oprit. Wow. Am oprit căldura. Cald? Exact cum îmi place mie. Nu pot să cred. Super tare. Am uitat, m-am băgat în pat, în costum. Am uitat să mă schimb în pijamale. Și am uitat că trebuie să vin. Că eu vreau să vin. Hai, mă bag. Thank you.
Mami, Cristiana, tati Costel. Și fetele pe undeva pe aici. Pregătim camerele. Plănim Moldova. La casa Twins. De unde plecăm chiar la mergem acasă. Mergem casă. De aici facem o oră. O oră și un pic. Punem. 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 Na, aici, așa punem. Nu cred că ne mai oprim nicăieri. Mergem direct acasă. Fetele au zis că merg în pijamale. Nu se mai schimbă. Foarte tare. Da. Eu merg cu Larisa. În sfârșit mergem acasă. După 2-3 săptămâni, cam așa. Mi-e dor de casă, sincer. Gata, ne-am luat la revedere de la casele noastre, de la casa Twins. Și mergem în sfârșit acasă. Mai facem un popas? Nu, fetele sunt pijamale, unele dintre ele. Deci, direct acasă. Acasă. Am ajuns acasă cu Mimișor, care e gălăgioasă. Hai să scoatem de aici. Ce faci, Mimi? Are mâncare, are tot ce trebuie acolo. Să o luăm. Să se face. Hai, iubita. Super bucuroasă. Da. Ha? Nu vine să cred. Să-l pune jos. Da. Așa ceva n-aș fi crezut niciodată. Folosește toate piciorușele. S-a vindecat. Uite-o. Nu cred. Bravo, Mimi. Bravo, Mimi. Bravo. Uite-o. Îl mișcă. Mișcă, pune jos, da. Îl folosește. Un picuț. Hai, hai, hai. Bravo, Mimi! Cine ar fi crezut că se va vindeca? Bravo, Mimi! E o minune. Chiar e o minune. Nu ne-a fi așteptat. Și dacă îl pune atât de tare jos, se va vindeca complet. Poftă bună! Mulțumim! Ia să vedem ce avem noi aici. E cu piept de pui asta. Și încă nu! Fetele sunt la culcare, noi doi am rămas singurei. S-o crezi tu. Teo vine imediat cu noi în jacuzzi. Nu cred. Da, abia așteaptă. Da. Așa credei. Așa că încheiem aici vlogul. Mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Până data viitoare, vlogul Sketch-ul Challenger, pe care puteți susține în continuare. Și apropo, dincolo, pe terenul alăturat, se vor construi în curând alte case pentru cazare. Așa că va fi o capacitate mai mare. Da, în curând.